Dacă este ora 12, sunteți la Euronews acum, iată cele mai importante evenimente ale zilei. A început școala, iar elevii vor avea între 30 și 40 de săptămâni de cursuri până la următoarea vacanță de vară. Dacă septembrie e mai mult decât rechizite scumpe și trafic intens, la Euronews România aflați astăzi ce ne dorim de la școala românească. Sociologul Alfred Bulai rămâne internat la Spitalul Militar după infarctul suferit. Medicii spun că transferul în arestul central nu e deocamdată luat în considerare. Prețul carburanților a scăzut din nou la început de săptămână. Vorbim deja despre a patra ieftinire din această lună, iar benzina s-a ieftinit cu 4 bani pe litru. Și peste 10.000 de americani sunt evacuați din calea flăcărilor din cauza unui incendiu de vegetație necontrolat care se extinde în sudul Californiei. E prima zi de școală și ne gândim invariabil la trafic, la aglomerația din florării, la prețurile mari ale rechizitelor. Școala înseamnă totuși mult mai mult. La Euronews România ne-am propus să vorbim despre ceea ce ne dorim de la școala românească. După 3 decenii de căutări, încă ne întrebăm care e ușa pe care ar trebui să intrăm. Ne dorim să fim cei mai buni în IT? Vrem să performăm în cunoașterea limbilor străine, să avem cei mai mulți olimpici? Ori poate un sistem care să descopere talentele copiilor și să încurajeze dezvoltarea lor? Până una alta începe școala, vă dorim mult succes, dragi copii, iar adulților, multă inspirație! Școala începe pentru aproape 3 milioane de copii. Noul an vine cu mai multe modificări în structura de învățare, dar și reguli noi în sala de clasă și în organizarea examenelor. Președintele Iohannis a participat la festivitatea de deschidere la Colegiul Mihai Viteazul din Capitală, însoțit de ministra Educației, acolo unde a vorbit despre proiectul România Educată. A fost ultimul eveniment de acest gen pentru Iohannis în calitate de președinte de stat. Școlile trebuie să fie absolut sigure pentru elevi, cadre didactice și restul personalului din învățământ. Unul dintre obiectivele prioritare ale proiectului România Educată, transpus în legile educației din 2023, a fost tocmai crearea unui mediu școlar și universitar care să nu fie propice, să nu fie doar propice dezvoltării educaționale, ci și un spațiu în care toți cei implicați să se simtă protejați și respectați. Acesta școlar este unul special. Anul în care putem vorbi de schimbări vizibile în educație pentru toți copiii, indiferent de locul în care s-au născut. Am luptat pentru ca în fiecare clasă, din fiecare școală din România, copiii să primească bursă pentru a fi stimulați să-și dorească să fie mai buni în fiecare zi. Sprijinim progresul, însă, în aceeași măsură, sprijinim performanța prin bursele de excelență olimpică pe care le acordăm. Ne dorim ca școala să fie un loc potrivit pentru educație de calitate și avem investiții în școală așa cum nu am avut niciodată în ultimele 3 decenii. Anul școlar e structurat în 5 module de învățare intercalate cu vacanțe. E cel de-al 3-lea an școlar care funcționează așa după ce au fost eliminate semestrele în 2022. Pentru cei mai mulți dintre elevi, școala se încheie pe 20 iunie anul viitor. Anul școlar 2024-2025, adică cel care începe astăzi, este structurat în 5 module. Module de învățare, așa cum le spunem, intercalate cu vacanțe. Acesta este cel de-al 3-lea an școlar care funcționează în acest fel după ce au fost eliminate semestrele în 2022. Pentru majoritatea elevilor, școala se va termina pe 20 iunie 2025. În total, așadar, avem 36 de săptămâni de cursuri în noul an școlar. Elevii încep cursurile pe data de 9 septembrie, adică astăzi, și intră în vacanța de vară pe 20 iunie 2025. Cele 5 module de învățare sunt structurate în acest fel. De pe 9 septembrie până pe 25 octombrie, apoi de pe 4 noiembrie până pe 20 decembrie. Modulul 3 și modulul 4 au date diferite pentru că în perioada aceea inspectoratele școlare decid când va fi vacanța de schi, iar situația este diferită de la un județ la altul. Ultimul modul de învățare începe pe 28 aprilie și
se termină pe 20 iunie 2025. În ceea ce privește calendarul vacanțelor școlare, prima vacanță, cea de toamnă, are loc în perioada 26 octombrie-3 noiembrie. Vacanța de iarnă începe pe 21 decembrie 2024 și se termină pe 7 ianuarie 2025. Vacanța de schi este o săptămână la alegerea inspectoratelor școlare județene în perioada 10 februarie-2 martie, iar vacanța de Paște va fi în intervalul 18-27 aprilie. Vacanța de vară începe pe 21 iulie. Iată, vești bune! Săptămâna școală altfel și săptămâna verde sunt la alegerea școlilor de la începutul anului școlar și până pe 30 mai 2025. Excepții de la acest calendar fac elevii din clasele terminale, cei de clasa 12-a care, spre exemplu, au doar 34 de săptămâni de cursuri pe care le încheie pe data de 6 iunie. Elevii de clasa a 8-a au 35 de săptămâni de cursuri care se vor termina pe data de 13 iunie. Tradiția sărbărilor cu flori și discursuri de început de an școlar în țara noastră și în estul Europei provine din comunism. În afară de uniformă, nu s-au schimbat multe de atunci. Programa la unele materii, precum limba română, e aceeași. Tehnologia e cea mai mare schimbare, iar comunismul astăzi e în manualele de istorie, văzut de elevi ca un ciudat experiment social pe care l-au trăit mai mult bunici. Acesta este un birou tipic din perioada comunistă la care ar fi învățat un elev. Și avem aici câteva obiecte chiar de atunci, vorbind de caiete, un atlas geografic școlar, un creion din anii 80 și, desigur, celebra culegere cu exerciții de matematică de Geba. Cei din perioadă știm în câte vacanțe am făcut zeci de pagini de exerciții care ne mâncau zilele, unele ieșeau, altele nu ieșeau. Tot ce se întâmpla în matematică era despre Geba și această culegere fantastică. O detestam. Gabriel Boga este cofondatorul Muzeului Comunismului din Centrul Vechi, alături de soția sa. A prins școala primară în comunism și își aduce perfect aminte cum a fost în prima zi din clasa 1 în 1985. Prima zi de școală era cam aproximativ similară cu cea de acum. Diferența este că nu era toată lumea liberă să zburde prin curtea școlii și să stea în ce ordine dorește, ci toată lumea era așezată în careuri, de câte doi, pe clase, foarte bine organizate. Ca și acum, directorul școlii purta un discurs, bineînțeles, elogia conducerea și ura bun venit elevilor noi. Toată lumea ducea flori, buchete multe de flori și se purta uniformă. Începeai școala practic o uniformă pepită. Cu primii doi ani, după aceea, în clasa a doua, după merite, erai făcut pionier. Era atmosfera în clasă, să fim serioși, era în funcție de cum aveai norocul să nimerești. Erau învățători buni, cu har, oameni care iubeau copiii, dar erau și învățători care pur și simplu erau niște oameni acolo cărora sistemul le permitea să facă ce vor. Amintirile lui de atunci nu sunt deloc plăcute. Școala reflecta teroarea socialistă. Am intrat în clasă și m-am așezat în ultima bancă pe care am văzut-o liberă, pentru că eu nu voiam să am de-a face cu nimeni. Toți copiii s-au dus la învățătoare să ducă toate florile, la care învățătoarea m-a întrebat: dar pentru cine sunt florile acelea? Și eu i-am spus: pentru dumneavoastră. Și nu mi le aduci? Nu. De ce? Păi veniți dumneavoastră să le luați. Mie, de fapt, mi-era rușine, eram puțin timid. Și da, asta a fost prima mea zi de școală. Singura frumoasă din clasele 1-4. Violența în școli era de la învățător pornea. Adică erau pedepse fizice, erau, adică, copii puși la colț pe coși de nuci în clasă. Era un bullying din partea profesorului către elev într-un mod extraordinar de avansat. Adică te înjosea până ajungeai să te simți ultimul om din univers. Și atunci nu mai aveai ce să faci, că sistemul a învins. Eu am trăit așa ceva. Pentru ce erau educați copiii atunci? Care era scopul școlii? Să te facă un bun patriot.
Sociologul Alfred Bulai rămâne internat la Spitalul Militar după infarctul suferit la finalul săptămânii trecute. Medicii îl țin sub supraveghere, iar surse au declarat pentru Euronews România că până în prezent transferul înapoi în arestul central nu e luat în considerare. Ne explică Andrei Rotaru. Bun găsit! Din informațiile strânse până acum, Alfred Bulai rămâne sub supraveghere medicală. Totodată înțelegem că până în momentul de față nu au existat discuții privind întoarcerea lui în arestul central al Poliției Capitalei, cel puțin nu până în acest moment. Așadar, ne aducem aminte ce s-a întâmplat în cazul său în cursul zilei de vineri, la nici 24 de ore de când judecătorii de la judecătoria sectorului 1 au luat decizia ca el să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. O doctoriță din arestul central și-a dat seama că Alfred Bulai prezintă simptome specifice infarctului. Bineînțeles, i-au fost făcute la foarte scurt timp după aceea mai multe analize. Vorbim pe de o parte despre o electrocardiogramă și pe de altă parte despre o altă analiză, cel mai probabil una pentru măsurarea enzimelor cardiace specifice în astfel de cazuri, după ce ambele analize au ieșit pozitive și indicau așadar un infarct. Rezultatele au fost trimise către Spitalul Universitar, unde la scurt timp după a ajuns și Alfred Bulai pentru o evaluare inițială. Medicii de acolo au luat decizia ca el să fie transferat așadar la Spitalul Militar Central. Între timp, așteptăm ca magistrații de la Tribunalul București să stabilească un termen pentru judecarea contestației depusă de către Alfred Bulai în acest caz, pentru că știm foarte bine, la foarte scurt timp după decizia magistrației de la judecătoria sectorului 1, Alfred Bulai a contestat această măsură preventivă, iar în situația în care judecătorii de la Tribunalul București decid să accepte contestația depusă de către Alfred Bulai, atunci măsura preventivă dispusă în cazul său ar putea fi înlocuită cu una mai blândă. Ne gândim, pe de o parte, la arestul la domiciliu sau chiar la controlul judiciar. Săptămâna începe cu o nouă ieftinire la pompă, a patra, doar de luna aceasta. Vorbim acum despre o scădere a prețului benzinei cu 4 bani per litru, timp ce prețul motorinei rămâne neschimbat. La benzinările Petrom, prima stație care a redus cotațiile, litrul de benzină standard se vinde acum cu 7 lei, iar cel de motorină 7 lei și 9 bani. Iată ce prețuri afișează celelalte companii petroliere. Le luăm în calcul pe cele mai mici de pe piață. În cazul benzinei, prețurile ajung la 7 lei și 6 bani la OMV, iar pentru motorină 7 lei și 15 bani. După ieftinirea de astăzi, diferența dintre benzină și motorină a ajuns la peste 10 bani. Românii care vor să împrumute statul și să aibă și un profit pot să cumpere titluri de stat tezaur. O nouă ediție a programului tocmai a început cu dobânzi de până la 7% pe an. Mai exact, banii pot fi păstrați 1, 3 sau 5 ani cu dobânzi anuale pentru fiecare termen. Câștigul obținut din acest tip de investiții este scutit de impozit, spre deosebire de depozitele bancare, unde banii obținuți din dobânzi se taxează cu 10%. Nivelul de educație financiară al românilor continuă să fie scăzut, este concluzia unui studiu de specialitate. Astfel, doar 4 din 10 persoane chestionate în cadrul sondajului au declarat că înțeleg semnificația termenilor și produselor financiar-bancare. În același timp, peste jumătate dintre participanți au recunoscut că înțeleg noțiunile în mare parte, dar există anumite aspecte dificile, iar 10% nu pot interpreta majoritatea termenilor. Deficitul comercial, adică diferența dintre importuri și exporturi, a crescut cu peste 15% în primele 7 luni, până la aproximativ 18 miliarde de euro, potrivit datelor statistice oficiale. Avansul a avut loc în condițiile în care România a cumpărat mai multe produse din alte țări, în timp ce valoarea mărfurilor vândute peste hotare a scăzut. Mașinile și diferite echipamente au fost în topul exporturilor, dar și al importurilor. Dacă vreți ca în aceeași vacanță să vedeți și litoralul, dar și delta Dunării și folosiți trenul ca mijloc de transport, înarmați-vă cu răbdare. Va fi nevoie, pentru că un traseu de 180 de kilometri durează peste 4 ore. Asta cu tot cu o oră de așteptare undeva pe drum, unde trebuie schimbat trenul. Cum leagă CFR cele două destinații turistice, vedeți în această seară, în următorul episod din campania Euronews, România pierde trenul. Iată un fragment din material. Spre Tulcea,
Tulcea, cum plecați acum dimineața? Da, da, da. La 8:20 parcă era, nu? Deci 8:20, 8:43 în Mecidia, 9:35 la Gătură și la 12:34 în Tulcea. Dar câți kilometri sunt? Așa mult? Sunt așa mulți kilometri? Distanță de aproape 180 de kilometri, parcursă în peste 4 ore, ba chiar mai mult dacă ai ghinion să prinzi o zi cu multe restricții și întârzieri. Cireașa de pe tortul feroviar, la nici jumătate de oră de la plecarea din Constanța, trebuie să schimbi trenul. După aproape 20 de minute am ajuns în stația CFR Mergidia. Coborâm din trenul de București și încercăm să vedem unde ar trebui să mergem, pe ce peron, pentru a continua călătoria noastră. Doar că avem de așteptat cam o oră aici, până va veni trenul spre Tulcea. Iar angajații CFR se roagă să fie călătorii înțelegători. Normal trebuia să plece 9:35 și să ajungă 12:34, 3 ore în cap. Turistul care vine pe litoral și zice, doamne... Vine la delta pe partea asta, nu vine la litoral. Că dacă e român, înțelege. Dacă e străin, nu mai dă pe aici. Păi și românul de ce înțelege? E mai înțelegător de fel? E mai înțelegător. Dar ruta asta... S-a mai făcut ceva pe ea sau...? Nu știu, vă spun sub formă de zvon. Nu avem noi acces la anumite chestii. Era vorba să închidă, să o declare neinteroperabilă și aia. Și am înțeles că s-a... Intervenim la nivel de prefectură. Domne, e reședință, e totuși un oraș măricel, vara e cu sezonul turistic. Și ca și magistrală secundară, linie secundară, am zis că o mai ține 2-3 ani. Cum e legată delta Dunării de litoral pe calea ferată și ce condiții găsesc turiștii în trenuri, vedeți în următorul episod din campania Euronews, România pierde trenul. În alt registru, după victoria 3-0 obținută în Kosovo, Naționala de Fotbal a României va întâlni diseară Lituania în etapa a doua din Liga Națiunilor. Va fi și primul meci în fața propriilor suporteri din noul mandat al lui Iluce. Radu Hângănuț și Eduard Popescu au discutat despre miza partidei la Bună Dimineața România. Primul a trecut cu bine, 3-0 cu Kosovo, acum vine Lituania. Tehnic vorbind, Lituania, nu ar trebui să fie mai dificil, ba din potrivă, nu? Da. Suntem gazde, Lituania chiar a pierdut primul meci din această competiție, în această nouă ediție de Liga Națiunilor. Pe teren propriu au pierdut lituanienii în fața Ciprului 1-0 vineri seară. Noi am câștigat detașat în Kosovo, am convins până la urmă la ceea ce a fost revenirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Acum va fi primul meci din noul mandat al lui Lucescu pe teren propriu. Pe un stadion plin, se va juca pe stadionul Steaua, cu aproape 30.000 de oameni în tribune. A devenit sold out meciul încă de sâmbătă, practic după meciul de vineri seară, oamenii s-au înghesuit să cumpere biletele. Prestația de la Priștina... Atunci m-am gândit că mi-aș fi luat un bilet. Da, pentru că a convins, nu? Prestația de la Priștina i-a făcut pe oameni să vină la acest meci și, sigur, obiectivul este clar, 3 puncte și diseară, astfel încât după primele două etape din această ediție de Liga Națiunilor să avem maximum de puncte și să ne poziționăm acolo extrem de bine în acest obiectiv propus și anume de a câștiga această grupă de Liga Națiunilor pentru ca în luna decembrie să fim acolo cât mai bine clasați în ierarhia FIFA pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026. I-am văzut aseară și vedem imaginile de la antrenamentul oficial, practic, desfășurat aseară la Mogoșoaia. Foarte interesant, ședința de pregătire, sau toate ședințele de pregătire, încep cu un discurs al lui Mircea Lucescu. Au fost 9-10 minute în care doar Mircea Lucescu le-a vorbit, jucătorii sigur au ascultat, le-a transmis clar ce vrea de la ei la acea ședință de pregătire și iată, pare că relația dintre Mircea Lucescu și jucători este una foarte bună, sigur, jucătorii le respectă extrem de mult, e cel mai vârstnic selecționer din lume, dar și cel mai titrat antrenor român și atunci e normal să fie așa.
Două destinații căutate de vacanță introduc o nouă taxă pentru turiști. Noi vă spunem imediat în jurnal cum se scumpește paradisul grecesc. Momente de panică în județele Tulcea și Constanța în weekend, după ce noi explozii la granița cu Ucraina au determinat autoritățile să transmită mesaje ro alert. A fost o premieră pentru un mesaj de avertizare în județul Constanța de când a început războiul în Ucraina. Oamenii au fost alertați că există pericolul căderii unor bucăți de drone. Aoleu, 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 aici, aici, aici am dat-o! Locuitorii din județele Tulcea și Constanța au fost treziți în miez de noapte de un mesaj ro alert care îi sfătuia să se adăpostească în beciuri ori în adăposturi de protecție civilă sau să rămână în casă departe de geamuri și de pereții exteriori. Face mențiunea că aceste mesaje au rolul de informare a populației din zona de granița României cu Ucraina despre faptul că sunt posibile atacuri ale Federației Ruse și asupra teritoriului ucrainean și că există posibilitatea căderii unor obiecte pe teritoriul național. Oamenii s-au speriat, mai ales cei care locuiesc aproape de graniță. Mulți au ieșit din case și au surprins momentul atacului în țara vecină. Păi, deci ce aproape e? Și-au zis ăștia că vin vreo 19. Aoleu, aoleu, ce-i aici? Nu se poate așa ceva! Mamă, mi s-a zguduit toată casa. M-am speriat puțin, sincer. Dar ce zicea în mesaj? Ce, adică să nu stăm în geamuri, în geam să ne uităm, să s-ar putea să cadă ceva. Dar n-am auzit niciun zgomot, nimic. V-ați panicat? Da, puțin așa și am zis că nu, poate nu o să fie chiar. Dumnezeu nu are nimic. Cu siguranță că a creat o panică în rândul oamenilor, mai ales așa din somn luați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au monitorizat spațiul aerian în zona Mării Negre după ce o dronă a fost detectată de radar că a intrat în spațiul aerian românesc. În cursul acestor evenimente a fost identificat și urmărit de către sistemul de supraveghere radar traseul unei drone care a evoluat în spațiul aerian național și care a părăsit teritoriul național spre Ucraina. Situația evoluției acestei drone a fost monitorizată și de cele două aeronave F-16 care au revenit în bază în jurul orei 4 și 8 minute. După ce au apărut indicii că ar fi existat și o zonă de impact, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale fac cercetări într-o zonă nelocuită din apropierea localității Periprava din județul Tulcea. Cele două avioane F-16 au fost ridicate în aer conform procedurilor, la fel și căutarea unor posibile resturi de dronă. Trebuie să se înțeleagă că sunt proceduri de intervenție în asemenea situații. Dovadă că au fost ridicate în aer două avioane de tipul F-16 și acestea au fost în aer două ore, deci atâta timp cât a existat pericolul unei căderi imprevizibile a dronei rusești. Și pentru a evita discuții ulterioare, neprincipiale, este bună și o cercetare în teren, pentru a nu apărea ulterior obiecte care ar putea fi atribuite unei ipotetice drone. Deci, acțiunea de cercetare la sol este una absolut conform standardelor, însă nu România este vizată, iar acest abuz repetat al celor din Federația Rusă constituie și o modalitate de a aplica celebra maschirovka, adică politica de inducere în eroare a unui adversar potențial. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a informat și se coordonează cu ceilalți aliați și cu structurile NATO în legătură cu violarea spațiului aerian al României. Premierul României a reacționat la câteva ore după incident. Marcel Ciolacu spune că nu au fost probleme deosebite și că astfel de situații vor fi mai dese, în contextul în care Ucraina exportă grâne pe Dunăre. Federația Rusă trebuie să participe la viitoarea conferință de pace în Ucraina, spune cancelarul german Olaf Scholz într-un interviu pentru ZDF. Citez: cred că acum e momentul să discutăm despre cum ieșim din situația de război mai repede, sunt cuvintele cancelarului, în contextul în care Scholz a declarat că eforturile pentru soluționarea conflictului trebuie de fapt intensificate. Iar președintele Zelensky e de acord că Federația Rusă trebuie să fie invitată la viitorul summit pentru pace. Cancelarul german a discutat cu președintele
ucrainean în marja reuniunii aliaților de la baza aeriană Ramstein. Kievul ar urma să găzduiască în noiembrie al doilea summit pentru pace. Statul american California se confruntă cu un incendiu de vegetație violent. Peste 10.000 de oameni sunt sub ordin de evacuare obligatorie din cauza flăcărilor care se extind rapid. Până în prezent, incendiul a acoperit o suprafață de aproape 70 de kilometri pătrați. Incendiul de vegetație care a izbucnit săptămâna trecută s-a extins rapid în weekend din cauza vântului puternic. Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgență, iar autoritățile au pregătit mai multe centre de evacuare temporare pentru oamenii care au fost obligați să-și părăsească locuințele. Pompierii spun că peste 35.000 de clădiri comerciale sau case sunt amenințate de flăcări. I came down to the evacuation center because I had no place else really to go. No family. That's in Southern California, and I'm not driving 7 hours to go see my kids or my ex-wife. We have a little issue right now. We have a big fire coming through. We're packing up right now. Our little town, most of everyone left already. Zeci de pompieri se luptă pentru a ține focul sub control. Cerul acoperit de fum este o provocare pentru avioane și limitează accesul acestora la anumite zone ale incendiului. Situația este gravă și din cauza temperaturilor ridicate, dar și a rafalelor de vânt puternice. Taifunul Yagi face ravagii în Vietnam, unde cel puțin 59 de oameni au murit și aproape 300 sunt răniți din cauza furtunii puternice care a lovit țara. Un pod de oțel peste râul Roșu s-a prăbușit în provincia de nord, unde ploile abundente și vântul puternic au dus la întreruperea comunicațiilor și electricității. Meteorologii avertizează vremea rea ar putea provoca în continuare alunecări de teren și inundații masive în Vietnam. Grecia va impune o taxă de 20 de euro pentru fiecare pasager al navelor de croazieră care face scală în insulele Mykonos și Santorini. Doar anul trecut, 800 de nave de croazieră au adus 1,3 milioane de pasageri doar pe insula Santorini. Anunțarea noii taxe a fost făcută chiar de premierul grec, care nu a dat explicații cu privire la momentul de când va fi percepută. Santorini e scală cheie pentru croazierele grecești, pentru faimoasele sale apusuri de soare. E aproape de saturație, iar autoritățile iau în considerare restricționarea accesului. Premierul Elen a declarat că intenționează să intervină asupra numărului de nave care ajung la destinație în același timp. Recent, ministrul grec al turismului spunea că ar trebui stabilite cote pentru turiști, deoarece autoritățile locale au impus deja o limită de 8.000 de pasageri de croazieră pe zi în Santorini pentru anul viitor. Ce ne dorim de la școala românească? Știrile continuă de la Fix, aici în platoul Euronews România, cu Andreea Gurban.